eu și, înainte de a începe ședința, grupul Cantus a solicitat să îi primim pentru a ne colinda. Și le mulțumim pe această cale. Să-i primiți în casele lui Dumnezeu și cum se cuvine, să-i cuvine în casele lui Dumnezeu.
Mânați-mă și în ce o ați
că ați venit și ne-ați colindat. Și pentru, așa, ca să nu ziceți că ați plecat cu mâna goală. N-avem nuci, n-avem covrici, n-avem... Mulțumim tare mult! Mulțumim să vă dea Dumnezeu și să nu mai așteptăm. Dacă vom mai fi aici, nu mai așteptăm. Simțim și noi că este o ședință de sărbătoare și pe mesele dumneavoastră, domnilor consilieri și directori, aveți în față câte un cadou făcut de către copiii instituționalizați prin grija doamnei director Daniela Nicolaș și dați-mi voie să-i mulțumesc în numele dumneavoastră pentru grija care ne poartă și ne-a purtat o parte a celor copii și ne-a purtat și nouă astăzi. Mulțumim frumos! Doamnelor și domnilor consilieri, stimați colegi, stimați invitați, distinși reprezentanții mass media locală și centrală, am fost împuternicit astăzi de președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan, să conduc lucrările acestei ședințe. Consiliul Județean Vrancea a fost convocat astăzi, 19 decembrie 2017, reședință ordinară, prin dispoziția numărul 647, din 14 decembrie 2017, cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Vrancea. Prin poștă electronică v-au fost transmise spre analiză materialele aferente proiectelor de hotărâre puse astăzi în discuție. Din 33 de consilieri în funcție sunt prezenți 29, deci ședința are forul necesar de desfășurare. Absenți sunt domnul Marian Oprișan, domnul Burdușa Ovidiu, domnul Diaconu Emilian și domnul Lungu Paul. Domnilor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile legii 215 din 2001, dau cuvântul secretarului județului, doamna Raucata, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 noiembrie 2017. Doamna secretar, județul are cuvântul. Domnule președinte de ședință, doamnelor consilieri, dacă sunt observații cu privire la cele consemnate în procesul de către secretariat tehnic, înțeleg că nu, domnule președinte de ședință, vă rog să puneți la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 28 noiembrie. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretar. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 28 noiembrie 2017. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, dacă se abține cineva. Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 noiembrie 2017 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Domnul și domnul consilier, în proiectul ordinii de zi al ședinței de astăzi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâre. La punctul 1. Validarea componenței autorității teritoriale de ordine publică Vrancea. La punctul 2. Actualizarea valorii totale a proiectului Consolidare și restaurare secției de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei, Casa Arici, Alaci și a celorlalte cheltuieli legate de proiect. La punctul 3. Neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului Monument Istoric Casa Damian,
numărul cadastral 9466, e în tablaua 38, parcela 2394, din orașul Focșani, bulevardul Gării, numărul 8, aflat în proprietatea domnului Timian, scuzați-mă, Dan Cristian și a doamnei Timian Aura. La punctul 4, actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea. La punctul 5, actualizarea și însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al județului Vrancea. La punctul 6, actualizarea strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Vrancea pentru perioada 2017-2020. La punctul 7, transformarea unor posturi din statul de funcție al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. La punctul 8, transformarea unor posturi din statul de funcție al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea. La punctul 9, stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale vacante în cadrul Bibliotecii Județene Duiliu Zanferescu Vrancea. La punctul 10, modificarea anexei 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 196 din 20.09.2017 privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren sau studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic, documentații de avizare a lucrărilor DALI, pentru obiectivul de investiție modernizare, drumul județean 205 el, sector Vrâncioaia-Spinești, de la kilometrul 5+800, la kilometrul 9400, lungime 3,6 km, în comuna Vrâncioaia, județul Vrancea. La punctul 11, modificarea anexei 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 189 din 20.09.2017 privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza elaborării studiului de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic, studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, construire pod peste râul Domoșița, drum pe drumul județean 119C, de la kilometrul 12+631, la kilometrul, scuzați-mă, 12+631, în satul Anghelești, comuna Ruginești, județul Vrancea. La punctul 12, modificarea anexei 4 și anexei 5, la hotărârea Consiliului Județean numărul 190, din 20.09.2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza de expertiză tehnică, elaborare studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic, studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, construire pod peste râul Alba, pe drumul județean 205K, la kilometru 0+350, respectiv 0+588, conform ridicare topografică actualizată în satul Măreș, comuna Răcoasa, județul Vrancea. La punctul 13, modificarea anexei 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 188 din 20.09.2017 privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studiu de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiție modernizare DG 241A, limită județ Galați, Feldioara, limită județ Bacău, de la kilometru 5 la kilometru 19+450, lungime 14,45 km, comuna Tănăsoaia și comuna Corbița, județul Vrancea. La punctul 14, modificarea anexei 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 191 din 20.09.2017 privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studiu de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiție, modernizare, drumul județean 204F, în lungime totală de 4,90 km, din care sector Slobodia Ciorești-Armeni, de la kilometru 0 la kilometru 2, și comuna Slobodia Ciorești, sector Oreahu-Bugești, de la kilometru 9+100 la 12, lungime 2,9 km, comuna Bugești, județul Vrancea. La punctul 15, modificarea anexei 4 și anexei 5, la hotărârea Consiliului Județean numărul 192,
din 20 ianuarie 2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare drum județean 205S, Focșani-Câmpeneanca-Vârteșcoiu-Râmnicianca, intersecție cu 200 drumul județean 205B, de la kilometru 0 la 13.200, lungime 13.2 km în județul Oradea. La punctul 16, modificarea anexei numărul 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 197, din 20 ianuarie 2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriei de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiție, modernizare, drum județean 202F, în lungime totală de 7 km, în comuna Ciorești, sat Michălceni, până în comuna Bălești, județul Vrancea. La punctul 17, modificarea anexei numărul 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 198 din 20 ianuarie 2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza documentației de avizare a lucrărilor, studiu de teren, studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic, pentru obiectivul de investiție, modernizare, drum județean 204D, sector Vulturu, Îngulești, Maluri, lungime 9,6 km în comuna Vulturu, județul Vrancea. La punctul 18, modificarea anexei 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 199 din 20 ianuarie 2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studiu de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiție, modernizare drumul județean 205P, în lungime totală de 12,9 km, din care comuna Bolotești, sector Putna-Ivăncești, 4,5 km, comuna Garoafa, sector Făurei-Garoafa-Vrecistan, lungime 5,7 km, comuna Milcovo, lungime 2,7 km în județul Vrancea. Punctul 19. Modificarea anexelor 3, 4 și 5 din hotărârea Consiliului Județean Vrancea numărul 173 din 17.8.2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli, după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiție construire pod din beton armat pe drum județean 205E, kilometru 55 plus 593 peste râul Vizăuți, sat Vizantea Răzășească, comuna Vizantea Liberi, județul Vrancea. La punctul 20. Aprobarea documentației tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții. Construire teren de sport multifuncțional aparținând centrului școlar pentru educație inclusivă Măicănești, județul Vrancea. La punctul 21. Aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Vrancea pe anul 2017. La punctul 22. Aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2017. La punctul 23. Repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, alocate județului Vrancea prin adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice numărul 37.002 din 2017. Domnul și domnul consilier, ulterior convocării în ședința a Consiliului Județean, Direcția Tehnică și Investiții a depus la Secretariatul Tehnic referatul prin care se propune aprobarea redistribuirii între capitole a unor sume în cadrul programului activităților privind întreținerea și modernizarea drumurilor județene pe anul 2017. Modificarea este fundamentată de necesitatea promovării la finanțare a lucrărilor de modernizare a unor sectoare de drumuri județene cu fonduri provenite din programele naționale, iar prima etapă constă în achiziția serviciilor de proiectare. Totodată, vă aducem la cunoștință că, prin hotărârea Guvernului numărul 899 din 2017, publicată în Monitorul Oficial din 18 decembrie 2017, a fost repartizată județului Vrancea suma de 262.000 lei
reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, motiv pentru care propunem suplimentarea veniturilor ce se includ în bugetul consolidat al județului Vrancea cu suma alocată și suplimentarea nivelului cheltuielilor de funcționare a Centrului de Educație Inclusivă Elena Doamna din Focșani cu aceeași sumă. Prin urmare, supunem dezbaterii proiectului cu amendamentele propuse. Doamnă și domnul consilier, după convocarea ședinței, a fost depus la Secretariatul Tehnic proiectul privind transmiterea solicitării de identificare și trecerea unei suprafețe de teren de aproximativ 5 hectare din domeniul public al municipiului Focșani, în domeniul public al județului Vrancea, în vederea construirii spitalului județean. Deci un spital nou. Doamnă și domnul consilier, supun la vot includerea pe ordinea de zi a proiectului la punctul 24. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă dacă se abține cineva. În unanimitate, pe ordinea de zi a fost inclus și punctul 24. Domnul, domnul consilier, supun la vot proiectul ordinei de zi în integralitatea sa. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă dacă se abține cineva. Precizez că toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi pot fi dezbătute, deoarece au fost întocmite rapoartele compartimentului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vrancea și au fost depuse la secretarul județului. La punctul 1, avem proiectul de hotărâre privind validarea componenței autorității teritoriale de ordine publică Vrancea. Dacă sunt observații. Înțeleg că nu. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat și îl felicit pe domnul colonel Chiscop. Vă mulțumesc, domnule președinte. Că a revenit la Focșani. Acum nu știu. Din punctul meu de vedere și bănuiesc că și al dumnealui merită felicitat. Alții și-ar fi dorit să stea la București, dumnealui nu. Vă felicit, domnul colonel, și v-am spus încă de când ați plecat că o să doriți să veniți înapoi. Vă mulțumesc. În propria experiență. Vă mulțumesc, sărbători fericite, doctorul. Fiți binevenite în rândurile noastre iarăși. La punctul numărul 2, avem proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii totale a proiectului Consolidare și Restaurare Secției de Istorie și Arheologie a Muzeului Vrancea, Casa Alaci și a celorlalte cheltuieli legate de proiect. Dacă sunt observații. Înțeleg că nu. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumesc. La punctul 3, avem proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului Monument Istoric Casa Timian din Focșani, Bulevardul Cării numărul 8, aflat în proprietatea domnului Timian Dan Cristian și doamnei Timian Aura. Dacă sunt observații. Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc. La punctul 4. Avem proiectul de hotărâre privind actualizarea și însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al județului Vrancea. Dacă sunt observații. Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 5, avem proiectul de hotărâre privind actualizarea și însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al județului Vrancea. Dacă sunt observații. Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 6. În proiectul de hotărâre privind actualizarea strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Vrancea pentru perioada 2017-2020. Dacă sunt observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă dacă se abține cineva. Mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 7. În proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcție al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Dacă sunt observații. Domnul consilier Cristi Nimea. Stimați colegi, în urmă cu ceva timp, consilierii Partidului Național au făcut
un apel către administrația județeană să se găsească soluții pentru susținerea temelului de persoane vârstă și de la Îmbrășești. Salutăm decizia de implicare a Consiliului Județean în sensul preluării căminului de bătrâni de acolo, pentru că nu mai exista probleme legate de finanțare. Știm cu toții ce discuții au fost între primăria Mărășești și căminul de persoane vârstnice. Aș întreba pe doamna director Nicolaș cum vede această preluare, dacă se produc modificări și în ce măsură vor avea loc aceste modificări, în virtutea faptului că, așa cum s-a anunțat și prin comunicat de presă, Consiliul Județean va intenționează să preia căminul de persoane vârstnice de la Mărășești. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier, datorită faptului că nu avem pe ordinea de zi acest punct, nu cred că facem obiectul discuției de astăzi. Dacă o să observați, la rectificarea bugetului, noi am alocat primăriei Mărășești mai mulți bani, în așa fel încât să fie rezolvată momentan problema. Suntem în analiză, în studiu și, așa cum ați citit și dumneavoastră în presă și ați scris, vom lua o hotărâre în așa fel încât căminul de persoane vârstnice să nu suferă. Da. Da, tocmai s-au prevăzut și acele sume la buget pentru rezolvarea situației la Mărășești. Mă gândeam că tangențial se poate discuta. Dacă nu, vom rugăm discuția pentru o ședință ulterioară. Domnul consilier, este primatur ca acum doamna Nicolaș să ne dea un răspuns? Atâta timp cât nu s-a luat o hotărâre în consiliu. Da, mulțumesc frumoasă! Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. La punctul 8, avem proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea. Dacă sunt observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 9, avem proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale vacante din cadrul Bibliotecii Județene Duiliu Zanferescu Vrancea. Dacă sunt observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc. La punctul 10, avem proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 196 din 20 ianuarie 2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economice a categoriilor de cheltuieli la expertiza tehnică, studiu de teren, documentație de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiție modernizare drum județean 205L, sector Vrâncioaia Spinești, în lungime de 3,6 km, comuna Vrâncioaia, județul Vrancea. Dacă sunt observații. Înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul 11, avem proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 4 și 5 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 189 din 20 ianuarie 2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economice, a categoriilor de personal la faza elaborare studii de teren, studiu topografic, geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic, studiu de fezabilitate pentru obiectiv de investiție, construire pod pe râul Domășița, pe drumul județean 119C, în satul Anghelești, comuna Ruginești, județul Vrancea. Dacă sunt observații. Înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. La punctul 12 avem proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 190 din 20 ianuarie 2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economice a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, elaborare studii de teren, studiu de fezabilitate pentru obiectiv de investiție, construire pod peste Părua Alba, pe drumul județean 205K, la kilometru 0+350, conform ridicare topografică actualizată în satul Mărăș, comuna Răcoasa, județul Vrancea. Dacă sunt observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Scuzați-mă. Fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul 13 avem proiectul de hotărâre. Modificarea anexei numărul 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 188
din 20.09.2017, privind actualizarea revizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economice și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, documentații de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiție modernizare drum județean 241A, limită județ Galați, Feldeoara, limită județ Bacău, în lungime de 14,45 km, comuna Tănăsoaia și comuna Corbița, județul Vrancea. Dacă sunt observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. La punctul 14 avem proiectul de hotărâre privind modificarea anexei și anexei 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 191 din 20.09.2017 privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economice și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, documentație de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiție, modernizare, drum județean 204F, în lungime totală de 4,9 km, din care sector Slobozia Ciurești-Armeni 2 km și comuna Slobozia Ciurești, sector Oreavu-Bugești, în lungime de 2,4 km, în comuna Bugești, județul Vrancea. Dacă sunt observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat și vă mulțumesc. La punctul 15 avem proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 192 din 20.09.2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economice și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, documentații de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare drum județean 205S, Focșani, Câmpeneanca, Vârteșcoiu, Râmnicianca, intersecție cu drumul județean 205B, în lungime de 13,2 km, în județul Vrancea. Dacă sunt observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 16, în proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 4 și anexei 5, la hotărârea Consiliului Județean numărul 197 din 20.09.2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economice și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, documentație de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiție, modernizare, drum județean 202F, în lungime totală de 7 km, în comuna Ciorești, sat Micălceni, până în comuna Bărești, județul Vrancea. Dacă sunt observații, înțeleg că nu. Cine este? Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 17 avem proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 198 din 20.09.2017 privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economice și a categoriei de cheltuieli la faza documentației de avizare a lucrărilor, studii de teren, pentru obiectivul de investiție, modernizare, drum județean 204D, sector Vulturu, Hângulești, Maluri, în lungime de 9,6 km, în comuna Vulturu, județul Vrancea. Dacă sunt observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 18 avem proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 4 și anexei 5 la hotărârea Consiliului Județean numărul 199 din 20.09.2017 privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economice și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, documentație de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiție modernizare drumul județean 205P în lungime totală de 12 km, din care în comuna Bolotești, sector Putna, Ivăcești, lungime 4,5 km, comuna Garoafa, sector Făurei, Garoafa, Precistanu, în lungime de 5,7 km și în comuna Milcovu, sector DN, drumul național 23, interior, drumul național 23A, lungime 2,7 km în județul Vrancea. Dacă sunt observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva.
În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat, pentru care vă mulțumesc. La punctul 19, avem proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 4, 3, 4 și 5 din hotărârea Consiliului Județean numărul 173 din 17.08.2017 privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractului de achiziții pentru obiectiv de investiții, construire pod din beton armat pentru drumul județean 205E la kilometru 55+593 peste râul Fisăuți, sat Fizantea Răzășească, comuna Fizantea Liviu, județul Vrancea. Dacă sunt observații, înțeleg că nu supun la vot proiectul de hotărâre prezentat, cine este pentru. Mulțumesc, împotrivă dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul 20, de proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economici la faza studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, construire teren de sport multifuncțional aparținând centrului școlar pentru educație inclusivă Măicănești, de Vrancea. Dacă sunt observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de, proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Scuzați-mă că... Împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 21, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Vrancea pe anul 2017. Dacă sunt observații, înțeleg că nu... Da, scuzați-mă, n-am văzut. Da, domnul consilier, domnul Bostan. Stimați colegi, am avut în comisia de specialitate o discuție cu domnul director Hinsea, dar care din mai multe motive s-a dovedit a fi insuficient de lămuritoare. În primul rând este surprinzător în documentația care a folosit proiectul de hotărâre, că ajungem în situația să restituim către fondul de mediu o sumă considerabilă. Nu sunt explicate exact și în amănunt motiv. Este o sumă considerabilă. Nu am reușit să aflu din explicațiile domnului director cât din această sumă a fost efectiv cheltuită de Consiliul Județean Vrancea, nu doar virat. Adică, acest indiciu ar fi fost foarte lămuritor și ar fi trebuit precizat în documentele ce însoțesc proiectul de hotărâre pentru a ști cam care ar fi valorizată pentru Consiliul Județean Vrancea. Adică care a fost suma pusă deja în operă. Probabil, ceea ce s-a lucrat deja nu va folosi la nimic. Bănuiesc că mă rog utilitate și vă rog să confirmați sau să ne informați sau să dați și explicații suplimentare la acest lucru. În afară de aceasta, Consiliul Județean trebuie informat în timp util sunt an de atunci și în amănunt despre această situație care nu este nici de cum nouă. De asemenea, este la sine înțeles că pentru situația în care s-a ajuns, există și niște vinovați, s-au făcut undeva niște greșeli. Sper cu toată inima ca greșeala să nu fi fost făcută de salariați ai Consiliului Județean, dar e o situație care trebuie lămurită. De asemenea, dacă există o normă pentru bugetul Consiliului Județean, dacă Consiliul Județean, conducerea Consiliului Județean s-a gândit la o strategie pentru a exercita un regres contra celor care s-ar face vinovați de o asemenea eventuală. Și, de asemenea, trebuia precizat, și poate primim câteva lămuriri de acum, în ce stadiu a rămas lucrarea respectivă? Ce s-a executat, ce avem acum pe teren și ce a mai rămas de executat? Sunt lucruri pe care consider că trebuiau să fie cunoscute la această oră, fie în documentele care însoțesc proiectul de buget, fie în niște informări care ar fi trebuit să aibă loc mai devreme în plenul Consiliului Județean. Da, mulțumesc, domnul consilier. Vă salut, doamna Cristina Stoica, șefa Serviciului Juridic, să vă dea o parte de explicații. Da. Vă rog, doamna. Aș dori, în primul rând, să încep prin a
spune că acest proiect, început în urmă cu 5-6 ani, a avut o rată de succes sub 50%, rată obligatorie pentru ca suma accesată să poată fi considerată eligibilă. Aceasta s-a întâmplat datorită faptului că proiectele puse la dispoziție de UAT-uri pentru împădurire au fost greșit întocmite, în sensul că nu au fost făcute studii de teren suficient de bine fundamentate, astfel încât plantațiile instituite pe aceste terenuri să aibă și succes. Așa cum se cunoaște și în plenul Consiliului s-a pus în discuție, la Măicănește rata de prindere a fost de 0%, practic, nu s-a prins nimic. La Panciu a fost o rată de succes de 95%, iar la Ciorăști undeva în jur de 10%, insuficient pentru ca suma atrasă din finanțare să asigure succesul proiectului. În aceste condiții, proiectul a fost considerat contractul reziliat și sumele avansate au trebuit să treacă în sarcina bugetului județului Vrancea, pentru că așa ne-am angajat atunci când am inițiat acest proiect. Bineînțeles că ne aflăm în litigiu cu Agenția Fondului pentru Mediu, pentru că dumneavoastră ne-au coordonat și am considerat că nu ne-au coordonat bine, însă până la clarificarea litigiului este obligatoriu să restituim sumele, există și titlul executor în acest sens și este normal să nu plătim și penalități. De aceea, atâta timp cât putem din bugetul județului să suportăm aceste sume, este normal să le returnăm, pentru că altfel vor fi executat civil. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt domnul consilier. Doamna Stoica a făcut referire la faptul că există un litigiu care nu s-a terminat. În documentația primită există o decizie a instanței definitivă și o decizie a practică a Agenției Fondului de Mediu, prin care suntem obligați să returnăm 2,3 milioane de lei. La care litigiu se referă doamna Stoica? Pentru că noi avem informații că există un dosar. Există un dosar penal, în sensul că nu s-au făcut împăduriri în zonele respective și cu toate acestea au fost alocați bani așa ceva. Există acest dosar în informațiile noastre, un dosar cu parchetului și vreau să ne spun doamna Stoica dacă se referă la acest dosar sau la litigiu, că a spus că nu s-a finanțat litigiu și plătim banii ca să plătim și dobânzi. Domnul consilier, noi nu știm de ce se dă asta penală. Înseamnă că v-a spus dumneavoastră cineva, noi nu avem cunoștință. Dar o să rog pe doamna Stoica să vă spună dumneavoastră că e jurist. Dar, domnul președinte, nu avem cunoștință, nu avem nicio citație, nimeni nu a fost informat despre existența unui dosar penal cu acest obiect. Însă litigiul se află la Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru că la Curtea de Apel București s-a judecat fondul. Mulțumesc frumos! Dar despre existența raportului Curții de Conturi, în care se spune că s-au făcut plăți pe neefectuate, are consecință doamna Stoica? Da. Secund, cu privire la acest subiect, pe terenuri care trebuiau plătite, nu s-au împătulit și s-au alocat fonduri, nu s-au împătulit terenuri respective. Există un raport al Curții de Conturi în 2014, referitor la anul 2013. Haideți că acum am început, știu, doamna Stoica, să duce în instanță destul de des, aproape zilnic. Și am început să discutăm ca la tribunal sau ca la secția contencioasă, așa, un dialog între dumneavoastră și doamna Stoica. Da. Deci, doamna Stoica v-a dat lămuririle pe care dumneai le știa și la, zic eu, la obiect. Deci, nu cred că sunt alte lămuriri care poate să vi le dea dânsa, că chiar nu cred că are de-a spune. Vă rog în mod respectuos ca doamna Stoica să vă răspundă la această întrebare care se ia de la Curții de Conturi și dacă contestă acel raport. Deci, doamna Stoica nu poate să conteste personal. Dacă îl contestă, contestă Consiliul Județean Vrancea. Dar uite, ca să nu ziceți dumneavoastră că suntem așa împlumiți ca într-o zi de sâmbătoare și suntem. O să rog până doamna Stoica să vă spună dacă știe sau nu știe de la Curții de Conturi. Ați sunt convins că știe. Vă rog, doamna Stoica.
Mulțumesc, domnul președinte. Curtea de conturi, în raportul efectuat în anul 2015, a constatat unele deficiențe cu privire la unele plăți în cadrul proiectului, însă aceste deficiențe au fost remediate, iar răspunsul a fost transmis Curții de conturi. Nu există niciun fel de problemă. Curtea de conturi a evaluat toate măsurile pe care le-am luat cu privire la acest proiect. Mulțumesc, doamna. Mulțumesc. Vă doriți dosarul. Haideți. Vreți să vă ducem dosarul de la Curtea de conturi sau de la instanță? Întrebare. De la ce capitol se iau cei 2 milioane de lei pentru a trimite bani de mele anunțeața familiei mele? Se suportă de la de unde i-am primit. Deci e o returnare de venituri, nu se diminuează alt capitol de cheltuieli. Se diminuează veniturile primite de la fondul de net. Și acum returnăm suma. Deci nu este o realocare a unde la alt capitol de cheltuieli la acest capitol. Dar v-am explicat și în referatul care însoțește proiectul de hotărâre. Dar mulțumesc, domnule Rector. Deci, domnul consilier Irimia, consider că voia să știe dacă e o pagubă în județul Vrancea sau... Deci nu este, domnul. Că de-aia îi dă la fundul de venit înapoi, pentru că ne-au dat. Și trebuie să-i dăm înapoi. Pentru că nu s-a realizat proiectul. Haideți, scriu. Dacă vreți, am punut altui coleg și vă pune alt coleg întrebarea. Dacă tot am eu subiectul ăsta și mă... Am documentat pe acest proiect și... Nu trebuie la fel, nu trebuie să mă deranjeze. Dacă nu se ia fundul de mediu, a avut un reproș cu privire la derularea acestui proiect. Și o instanță ne-a obligat, în mod definitiv, să facem această plată. Nu este normal să ne interesăm de unde se duc acești bani. Acești bani nu au fost primiți anul ăsta sau anul trecut. Au fost primiți acum câțiva ani pentru derularea proiectului. Pe un capitol bugetar, acum, din ce capitol bugetar aferent anului 2017 se iau acești bani pentru a plăti banii respectivi. Noi nu suntem specialiști, noi nu avem obligații să fim specialiști în calitate de consilier județean pe orice domeniu și de aceea punem aceste întrebări. În numele cetățenilor județului Vrancea, pe care respectăm foarte mult, ca să fim specialiști. Bine, spuneți. Da. De aceea n-aș respect. Domnul Dinsă, n-ați să consideri că sunteți specialistul de care are nevoie domnul Cristi Irimia. Ei mai explicați-i odată. Prima aceea ți-am înțeles. Corect. Primind banii de acum 6-7 ani, ei s-au reflectat, existând în SOT, s-au reflectat pe fiecare dată în excedentul anilor precedenți. Și acum, an, momentan, sunt în excedent. Să de acolo îi luăm și dăm înapoi la fondul de mediu. Mulțumesc. Deci nu luăm banii de altă parte, deci nu facem acolo la Consiliul Județean mai bine. Da, mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Domnul consilier Postar. Domnule președinte de ședință, după cum și dumneavoastră ați constatat, am mers foarte repede până la acest punct. Totuși, totuși este vorba de bugetul Consiliului Județean Vrancea și merită măcar câteva minute de discuție în plus, chiar dacă unora li se par plictisitoare și au alte treburi ca acum. Totuși aici sunt sume mari și sunt bani publici. Și vă rog frumos, vă mulțumim pentru aplauze, dar să aveți răbdare și să purtăm discuțiile până la capăt, chiar dacă vă sunt neplăcute cumva. Vis-a-vis de întrebările care le-am pus, totuși nu s-a primit răspuns. A fost o întrebare a mea, punctul întrebării care s-a referit la următoarea situație. Câți din banii alocați de la fondul de mediu au fost puși în operă? Adică care a fost stadiul lucrării în momentul când s-au sistat cu terenul? Pentru că acest este un ban cu efectivă, adică sunt bani puși în operă și care nu se știe dacă vor mai avea vreo utilitate. Și aproape sigur nu vor mai avea o utilitate. Dacă lucrările făcute până într-un anumit moment, mai au utilitate pentru zona respectivă și pentru județul nostru. De asemenea, n-am primit un răspuns precis la următoarea întrebare. Cine s-ar face vinovat de această situație și dacă nu mai putem regresa pentru eventuala pagubă? Din câte îmi dau seama, juridic vorbind, nu mai avem nicio șansă, decât poate dacă deputații PSD județului Vrancea tot lucrează la legile justiției acum și tot l-au călcat pe picioare, poate fac o intervenție și trecând peste orice regulă. Să ne spunească un pic.
Eu cred că are ceva legătură și cu codul fiscal, vedeți că ați uitat. Da. Nu, eu nu m-am referit, poate, asta e... Asta ne referim la legii justiției, ce sunt legale, la altă. Cei da. Viață, da, de viață, spune de codul fiscal. Da, și la această întrebare, da. Să vă răspuns. Da, o să rog domnul director să vă răspundă o răspuns. Da, domnul director. Deci, Consiliul? Consiliul Județean este lider în acest proiect. El a avut ca partener... Noi am pregătit o documentație prin care să atragem răspunderea proiectanților, dar nu putem direct. Deoarece nu am avut raporturi contractuale cu executanții, dar avem ca obiectiv atragerea răspunderii proiectanților. Că este inacceptabil ca să putem să primim o documentație cu recomandare de a planta puieți în zone sărăturoase. Nu se poate așa ceva. Deci noi suntem în pregătire cu toată documentația pentru a atrage un răspundere și proiectant. Da, mulțumesc, domnule director. O să rog și pe doamna secretară a județului să completeze clarificările astea. Domnule președinte de ședință, doamnă, domnule consilier, colega mea a uitat să vă mai spună că litigiul la instanță nu este doar unul, cel cu AFM-ul. Noi am avut și avem pe rol litigii cu prestatorul, care nu s-a ținut de contract, și de asemenea cu ATC Orăști, unul dintre parteneri care, din păcate, nu a vrut, după schimbarea din apela legele locale, după schimbarea conducerii, nu a vrut să-și ducă la îndeplinire atribuțiile pe care și le asumase în protocolul Consiliului Județean, adică să pună la dispoziție forță de muncă proprie și așa mai departe, motiv pentru care Consiliul Județean s-a îndreptat împotriva OATC Orăști, a câștigat definitiv la instanță, corect, și la acest moment contribuția Consiliului Județean va fi recuperată în ceea ce privește suprafața de la Cerăști, de la OATC Orăști. Repet, ceea ce este la Panciu, avem pădure în stare de masiv, în proporție de 95% împădurirea a reușit, așa că vom preda, în dumneavoastră, de fapt, veți preda într-o ședință următoare investiția către UAT Panciu, pentru că vă rog să mai rețineți un aspect, terenurile pe care s-au făcut aceste păduriri nu se află în administrarea sau în proprietatea Consiliului Județean, ele au rămas în continuare în proprietatea UAT-urilor, ele fiind într-un protocol cu Consiliul Județean. Ăsta este și motivul pentru care ei, aceste trei UAT-uri, ei sunt cei care au angajat proiectarea. Da, din punct de vedere juridic nu ne putem îndrepta direct noi împotriva proiectantului. Vom chema în judecată UAT-urile și la Măicănești, care UAT-uri vor introduce pe rol cauză, vor introduce și proiectanții pentru a putea la rândul dumnealor să recupereze de la proiectanții care i-au dus în eroare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna secretar! Da, domnul consilier. Vreau să apreciez intervenția doamnei secretare. A fost mai lămuritoare decât celelalte intervenții care s-au făcut acum și exact asta și doresc să aud de prima dată, pentru că e foarte simplu. Mulțumesc. Îmi cer scuze că nu m-am gândit să-i dau doamnei secretar prima cuvântul, că eram numai discutam atât de mult. De aia face parte din conducerea Consiliului, doamna secretar. Da, mulțumesc. Pun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 22. Unde avem proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2017. Dacă sunt observații. Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 13 avem proiectul de hotărâre repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale de anul 2017 alocate județului Vrancea prin adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice numărul 37.002 din 2017. Dacă sunt observații, înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul 24 avem proiectul de hotărâre privind solicitarea de identificare și transmiterea unei suprafețe de teren
de 5 hectare din domeniul public al județului, al municipiului Focșani, în domeniul public al județului Vrancea, în vederea construirii spitalului județean. Dacă sunt observații, domnul consilier Liviu Bostan. O singură întrebare. Dacă s-ar putea spune care ar fi sursa de finanțare și eventual orizontul de timp în care am putea avea un spital județean în Vrancea. Dacă se poate preciza, care ar fi sursa de finanțare și un orizont de timp, mă rog, evident cu aproximație, în care considerați dumneavoastră, dacă aveți informațiile necesare, când vom avea în județul Vrancea un spital județean. Este un vis mai vechi al președintelui Consiliului Județean de a face un spital nou în județul Vrancea. Al cetățenilor. Și săptămâna... Un vis al cetățenilor. Probabil. Eu nu l-am visat, de exemplu. Eu l-am visat. Și eu sunt tot cetățean al județului Vrancea. N-am visat. Asta e, îmi pare rău. Acum nu, nu o să întreb pe fiecare din sală care a visat că să facem un spital nou. Da, e o necesitate, în primul rând. Dar am început să spun cu un vis, pentru că știu că de când sunt în Consiliul Județean, președintele a tot spus că trebuie să, în județul Vrancea, să fie construit un spital nou. Și acum o săptămână a venit și ne-a spus că a discutat cu premierul și cu Banca Mondială și premierul i-a spus să identifice un teren în suprafață apreciabilă pentru a construi în județul, a se construi în județul Vrancea un spital județean. Noi am luat legătura cu primăria municipiului Focșani, dumnealor au analizat, încă nu s-au definitivat clar dacă acel teren va fi cel pe care se va construi, dar oricum avem certitudinea că ne va fi pusă suprafața de 5 hectare de teren pentru a construi un spital nou. Dacă mai sunt alte observații. Mulțumesc. Supun la vot proiectul domnul consilier Bugăr. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă venim vorba de vise, să știți că cetățenii județului Vrancea nu au visat niciodată că vor fi desfințate spitale în județ de către guvernul de dreapta, dar acum cred că își vor îndeplini acest vis să vadă un spital construit în județul Vrancea, la fel cele trei spitale regionale pe care le va construi Guvernul României. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier. Deci vise îndeplinește, nu? Ca să vorbim de vise. Vise am vise. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Și vă mulțumesc pentru acest lucru. Doamnelor și domnilor consilieri, epuizându-se punctele de înscrise pe ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 28 noiembrie 2017, dar înainte de a pleca, avem în ultimul rând acolo încă o echipă de colindători care au solicitat să ne colinde astăzi studenți de la teologie, pe care îi invit să ia loc în față aici. Iar dumneavoastră, dați-mi voie ca în numele conducerii Consiliului Județean să vă urez sărbători fericite, să vă mulțumesc pentru activitatea din anul 2017, să dea Dumnezeu să ne întâlnim sănătoși și să realizăm tot ceea ce ne-am propus. La mulți ani! Florile dalbe, și nu va duc niciun rău, florile
și înfășăță, florile dale, sute de pumbăce, florile dale, așa darbă de mătasă, florile dale, Dumnezeu nase casă, florile dale. Florile dale, Dumnezeu lasă casă, florile dale.